Femeile creștine din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria au fost felicitate astăzi de preasfințitul părinte Siluan. Ierarhul locului a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Iula. La slujbă au participat și monahiile de la centrul eparhial. În această duminică a treia după Paști, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii din toate bisericile noastre creștine ortodoxe de pretutinde ne-am cinstit în mod deosebit pe femeile mironosițe, în primul rând, cele care, deși femei fiind și neputincioase din anumite puncte de vedere, iată încât s-au arătat atât de mari înaintea lui Dumnezeu și atât de implicate, atât de atașate de Mântuitorul, pe care l-au slujit și în timpul vieții, încât și-au biruit toate neputințele lor și au fost cele din tâi care au mers dis de dimineață la mormânt cu grija în suflet cine le va da lor la o parte piatra de la ușa mormântului și primele care s-au învrednicit să vadă arătare de înger și piatra dată la o parte prin minune dumnezească, mormântul gol, dar și să-l întâlnească pe Isus Hristos. Tot astăzi le cinstim și le arătăm toată prețuirea noastră tuturor credincioaselor și femeilor creștine, care, iată, de la începuturi au fost un sprijin atât de important și pentru preot în viața de parohie și pentru mănăstirile noastre, unde sunt foarte jerfelnice maicile și părinții, bineînțeles, dar maicile și care, zi și noapte înalță rugăciune, Bunului Dumnezeu, pentru călăuzirea tuturor oamenilor pe calea credinței și a mântuirii și în toate instituțiile și în societate în general. O femeie credincioasă este cu adevărat o comoară în viața omului, a societății și a bisericii. Marți, în data de 21 mai, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan va participa la Hramul Catedralei Patriarhale din București.